Oh, salut Arturor! Eu sunt Crazy ATV Rider. Mamă, ce dor mi-a fost să zic asta. Și astăzi ne revedem la un nou episod. De data asta un ATV vlog așa de toamnă. Este 27 octombrie. Și da, știu că n-am mai postat de mult. Haideți să oprim și LED-urile astea. ATV-ul țiplă. Vremea îi superbă. Efectiv TV-ul țiplă frumos. Haideți să dăm drumul. Până în alta, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe dacă vă place, mă ajută foarte mult. Asta că m-a prins cărcel. Evacuarea se aude talpă, fraților. Persista Crapoviciu. Așa că haideți să-i dăm drumul. Am închis cutiile. Este o vreme superbă, frate. Uita, aproape niciun nor pe cer. Căldura la maxim. Am venit de am pregătit ATV-ul pentru iarnă. Și nu este încă complet pregătit. Deoarece nu i-am pus încă mânerele încălzite, fraților. Sper să apuc să le pun și pe alea. Până vine frigul la frig. Vreau să pun ceva Oxford. Dar tot am uitat de ele, că am fost foarte ocupat. Am mai ieșit odată toamna asta, prin octombrie, cred, ceva genul. Hai cum s-au de evacuarea asta. Îmi dau o talpă de fiecare dată, strig, efectiv, ca un copil. Ca un copil prost. Și am fost foarte ocupat în ultima vreme. Am ajuns acasă, am s-o terminat vara. De-aia trebuie să dau niște explicații, că nu m-ați mai văzut de mult. Unii sunteți supărați că nu m-ați mai văzut de mult pe YouTube. Eu sunt pe mine, alții iară na. E ok și așa. Și tot am vrut să editez tot din afara. Să mă dau mai. Sper că m-au zis bine și tot e ok, fraților. Și am mai fost
frumos. Tura era Stâna de Vale, cum v-am spus. Pop genial și ultima plimbare din vară am fost la Muneasa. Uai, super fain. Am prietenit cu un om pe acolo, am urcat pe acolo peste tot la Careal de Marmol, am tot vizitat. A fost genial, am montat între timp înainte și de, înainte de Muneasa legile de poliție, școala trebuie să postez video. Și am făcut mai multe chestii, ciclă, bucurie, stickere, de toate. Mergem până la magazin aici, până la familia Sereș, să ne cumpărăm ceva. Dar și n-am apucat să postez, gen, am o grămadă de clipuri super șmecheri, ați văzut că am postat. Am postat cu Trearu G20 LCI, un video foarte mișto a fost ăla. Mi-a plăcut maxim pov cu tot. Ce că mai am încă și cinematice, mai am un review cu un iX3 electric de postat, e ca nici ăla nu l-am postat încă de anul trecut. Și mai am cinematice la M3 și M4 și la I4. Deci am o grămadă de clipuri faine de postat, numai să le postez, adică clipul ăsta acum o să-l postez, că vă sunt dator cu o explicație unde am fost, de ce nu am mai postat. Vizualizările au scăzut și la mine cum am lăsat. Și na, ce să ne apucăm de treabă efectiv. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți pe Instagram, peste tot. Urmăriți-mă și pe Instagram și pe TikTok mai nou. Și pe TikTok postez destul de multe. Și pe Instagram postez multe. Și mulțumesc tuturor celor care încă mă susțineți. Și dacă vă pot și am timp, vă răspund la fiecare, la mesaje. Vă ajut cu una alta. Dacă s-o întâmplă să nu răspund, mai dispar de pe Instagram. Mesaje de ascunse. Și încerc să fac tot posibilul să vă răspund tuturor. Puteam să mă văd weekendul trecut, dar n-am fost în sat, cu Bogdana TV. A venit pe aici, s-a văzut cu un prieten cu 800-le. Dar las că poate o să facem altă un video și cu el. Așa că hai că dau jos casca și intru până în ABC-ul aici și ne auzim imediat. Pe aici, merem pe la baraj. Na, deci 3:20 numai la 4, ci că se deschide. O să vin înapoi. Uai, uitați-vă ce vreme faină e, efectiv. Amicilor, dacă în Cristo vin vreme faină. Deci nu mai plouă de mult timp, numai așa câte un pic. Și nu-i noroi. E genială vremea și așa ce o să fie și săptămâna viitoare, că acum săptămâna asta e pe final. Dacă, dar nu aștept, poate băgăm un traseu de la plan. Hai să mergem un pic pe aici prin sat. Am una mai sunt suspensia sau așa. Da, uite, pe acolo cred că ies acolo la valea aia. Și în rest, hai să vedem ce mai este prin sat. Mergem până la capăt de sat. De aici ieșim în lez, normal. Am mai fost o dată la curent de strugul, știi, și m-am dat pe șosea.
mers spre City Deleg. Aici ieșirea din sat, plecă spre Leș. Nu am mai spus suspensia, dar uităm așa frumos pe curve. Hai să vedem aici. Uai, deci cum sună, bă? Au!
câte lești, 2 km și de acolo e către Oradea. Foarte tare. Tinca 22. Dar nu mă duc amul până în Tinca, că uite, vine pierdut, stați de autobuz. Aici, așa fain poți să alegi pe drumul ăsta și până aici. Și cât de aici, de aici niște curbe și după pădurea sau încolo, nu mai știu exact. E fain, drumul, mai trebuie o grijă la animale pe margine. Nu, fraților, am ajuns aici la stradă, nu cred că mă duc până în Tinca, că din Tinca mai am iară 16 km până acasă și nu merită. Așa că mai bine mă duc pe... mă duc pe off-road. Uite ce fain e curba asta. Mai bine mă duc către Șaua eu, știi, și o iau pe off-road frumos, elegant. Și... ne mai dăm pe off-road. Hai să ne întoarcem și... mă mai opresc la un suc. Băi, fraților, ce să zic acum? Mai vorbim eventual de la baraj. O mai vor pe aici un pic. Poate să fac ora 4, să mă duc pe la... să mă duc pe la magazin să iau cea de ronței lui Comica. Și uite ce fain e cu antena asta pe care este așa un thumbnail. Și până una alta, ne auzim noi mai târziu. Uite, mică de aia de apă. Acolo când intram în pădure mă prindea, știi? Angry, de-ala.
folosit pe bară așa, eu și cu omiele. Mi-a părut rău când s-a pus că ca tot să dezinfecție, că n-avem voie pe bară cu ATV-uri. Așa că am zis că hai să-i dăm. Ouăleu, frate. Bă, băiatule. Uai, dar aici nu se poate trece, că-i tăgul ăsta. Bă, eu mă bag acolo, frate, nici dacă îmi plătești, ești nebun la cap. Deci am chemat și paza pe noi. Hai, mere. Hai, hai. S-o dus. Merem înapoi la magazin. Un share și un subscribe. Sper că v-a plăcut ATV vlogul și lăsați în comentarii dacă vreți să mai facem. Sper că m-am auzit cum trebuie. Până una alta, ne vedem în următoarele episoade. Vedem, poate mai filmăm ceva prin pădure pe așa eu. Dar atunci. Ciao.